Mascații au descins în trei locații din județul Prahova la persoane bănuite de trafic de droguri de risc și mare risc. În urma perchezițiilor au fost ridicate 400 de grame de rezină de cannabis, 50 de grame de cocaină și 50 de grame de MDMA cristal. Drogurile ar fi fost procurate din Spania și ar fi fost comercializate către diferite persoane în județul Prahova. Față de unul dintre membrii grupării a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior a fost prezentat Tribunalului Prahova care a dispus arestarea pre Preventivă pentru 30 de zile. Activitățile s-au desfășurat cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Operațiuni Speciale și jandarmilor.